Trei posturi de director și unul de director adjunct au intrat în restrângere de activitate în timp ce în cazul a 18 posturi de conducere au fost numiți noi directori și directori adjuncți. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, deciziile sunt valabile până la organizarea concursului de ocupare a funcției de director sau director adjunct, dar numai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017. Astfel, un număr de patru posturi de director au intrat în restrângere, respectiv un post de director adjunct la școala gimnazială, volovăți și trei posturi de director la școlile gimnaziale Păltinoasa, Probota și Frasin prin răstrângerea personalității juridice a unităților de învățământ. De asemenea, în cazul a 18 posturi de conducere cu cerere de neprelungire a numirii prin detașare în interesul învățământului sau împlinirea vârstei standard de pensionare, au fost numiți alți directori și director adjuncți în mai multe unități de învățământ. Potrivit inspectoratului școlar Județean Suceava s-au înființat 3 noi posturi de director adjunct, respectiv la Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolha Școala Gimnazială Preutești și Bogdan Vodă din Rădăuți.